Centrul Căldura Casei a devenit gazdă pentru desfășurarea unui eveniment inedit cu genericul Cultura Bunei Vecinătăți pentru copiii din centrele de plasament atât din raionul Druchia, cât și din alte localități. Curtea centrului a fost decorată cu baloane, astfel copiii au avut parte de o sărbătoare frumoasă. Deci noi astăzi avem o activitate cu implicat mai multe centri de plasament din Republica Moldova, cum ar fi Telenești și Călăraș. Am optat pentru copiii să cunoască mai bine unul pe altul. Micuții cu nerăbdare așteptau începerea sărbătorii organizate pentru ei. Copiii s-au pregătit minuțios pentru a le oferi un program oaspeților. Niște competiții sportive și o să avem dansuri, copiii spun poezii. Eu sunt foarte bucuroasă că a să fac cunoștință cu copiii din alte orașe. Sunt bucuroasă că sunt la centru, au grijă de mine, mă hrănesc. Azi eu am să dansez, am să cânt, am să recit poezie. Îmi place foarte mult să dansez. Astăzi avem o sărbătoare care trebuie să dansăm, spunem poezie și scântăm. Suntem bucuroși de această sărbătoare și îmi place foarte mult aici. Copiii s-au distrat de minune alături de pedagogii și seminei lor la concursurile organizate pentru ei. Și anume, vom unge niște clătite deja pregătite. Aici în față avem toate ingredientele pentru umplutură. Avem brânza, se află în mâna dreapta mea, Maria, așa. Iziumul avem, așa, mai puțin mai la dreapta, ouul, așa, și foițele de clătite, gata, drept în față, bravo, Maria! Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Drochia de asemenea le-au pregătit micuților o surpriză. Orice lovitură se dezbate atacul. Nu așa, nu se prinde. Într-o parte lovitură. Se fixează mâna, se aruncă cuțetul, după asta se conduce la poliție. Prin străpungere cuțetul. În orice caz, vă dați într-o parte. Sau vă feriți de cuțet. Sau o dezbateți, sau fixați. După asta dezbaterea. Prindeți jos, stolul la spate. Vă dezbateți, lovitură de șoc sau în abdomen și în jos. După asta se ridică pistolul atacantul și se conduc la inspectorat. Inspectoratul de Poliție Raional Drochia astăzi a venit la Căldura Casei cu reprezentarea unor echipamente de dotare care sunt în polițiștilor. Înseamnă că pentru copii este foarte interesant acum nume cu ce se ocupă poliția. Vom prezenta și niște procedee de reținere de apărare ca să cunoască copiii și vrem să le dorim la sfârșit multă sănătate, baftă, să crească mare, să devie și dumnealor polițești. Oaspeții veniți sunt de părerea că astfel de evenimente sunt foarte binevenite pentru copii, dar și pentru specialiștii care activează în domeniul socio-educațional. Din 2007, iar din 2017, am demarat un proiect de incluziune socio-școlară copiilor din familii social vulnerabile în sistemul educațional.
La moment avem 6 centri de plasament partenerii, unul din ele este de ochi la evenimentul cărora suntem astăzi aici. Evenimentul de azi se include în activitatea de comunicare și socializare, cu scopul ca copiii să socializeze, să comunice, să se vadă unii pe alții, să discute, ca copiii să depășească bariera emoțională că sunt mai nefericiți sau sunt singuri în situația lor, să vadă cum sunt copiii care sunt în aceeași situație. Noi venim de la Călăraș, Centrul de Asistență Specializată și Plasament Temporar EPITROP. Am venit cu scopul ca copiii să socializeze unii cu alții și totodată un schimb de experiență între noi, angajații centrelor. În cadrul proiectului avem mai multe activități unde copiii se cunosc mai bine între ei, socializează, devin prieteni pe parcurs, chiar și în cadrul altor vizite la noi în centru, copiii pe rețelele de socializare s-au făcut prieteni, adică și pe parcurs, după reintegrarea lor în familie, adică comunică mai deschis, mai ușor, mai bine, sunt ca o familie. Adică și ne bucură faptul că în cadrul proiectului avem așa șansă, chiar și între noi specialiștii, de a face un schimb de experiență cu alți specialiști din alți centri. La Centrul Raional de Consiliere pentru Copii și Familii în situație de risc Căldura Casei sunt plasați la momentul de față 15 copii cu vârstele cuprinse între 6 și 15 ani din familii social vulnerabile. Evenimentul a fost susținut financiar de către Asociația Obștească Products din Chișinău. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia.